Ne-am întors la știu, miniștrii europeni lasă vorba dulce deoparte și le vorbesc oamenilor pe stilul direct. Ministrul german al sănătății le-a transmis oamenilor un mesaj simplu: vă vaccinați sau muriți. Asta după ce dublarea numărului de cazuri într-o săptămână. Premierul țărilor de jos, Mark Rutte, s-a enervat și el. I-a numit idioți pe manifestanții care au distrus tot în ultimele trei seri de proteste. Bilanțul a fost crunt, 10 de polițiști răniți și peste 130 de arestați. Mitinguri au fost și la Bruxelles, 35.000 de oameni s-au strâns să conteste măsurile anticovid, iar apoi au atacat polițiștii. Citez, sunt niște infractori, a caracterizat prim-ministrul belgian. Viena a intrat de astăzi în lockdown și arată ca un oraș fantomă. Magazinele sunt închise, iar la Târgul de Crăciun, comercianții și-au strâns marfa. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Aber es ist tatsächlich ja so. Europenii se pot uita cu invidie la Noua Zeelandă. După 3 luni și jumătate, lockdown-ul din Auckland va fi ridicat în decembrie. Persoanele vaccinate pot merge la bar, la restaurant sau la cinema. Mie mi se pare o măsură bună lockdown-ul, pentru că vedem cum cresc din nou cazurile, mai ales acum cu varianta asta de vaccin. Anul trecut nu aveam vaccinul, acum suntem îmbunătățiți, așa avem o armă în plus împotriva COVID-ului. Deci, practic, 14-20 de zile, varianta asta pe care a luat-o Austria, să stai acasă, să stai departe de oameni și te mai și vaccinezi, înseamnă practic sărbători fericite și liniștite. Lucru pe care nu putem să-l spunem despre noi, care... Sărbători fericite și la mulți ani o să avem noi. Însă eu nu sunt de acord cu asta, tocmai pentru că avem vaccin, avem această armă cu care putem lupta. Sunt totuși state care au trecut de acel 60% procent de vaccinare. Unele se apropie... Na, Austria are 66% procent de vaccinare, celelalte state stau ceva mai bine, însă nu-mi place acest ton care nu va face decât iarăși să pună un pumn în gură oamenilor care au o opinie diferită de cea a autorităților și știm, tocmai s-au făcut rapoarte pe încălcarea drepturilor omului, iar libera exprimare a fost extrem de mult încălcată, acest drept a fost abuzat în ultimii 2 ani și asta nu ne face bine. Cred că ar trebui ca autoritățile să vină și să și explice, ok, de ce avem acest lockdown? Ideea de a împărți pe unii și a-i face idioți, pot să înțeleg că după 2 ani de gestionarea acestei pandemii, poate și reprezentanții, autoritățile, na, în persoana lui Mark Rutte, probabil că au ajuns și ei la capătul puterilor. Așa este, și sunt epuizați, sunt frustrați de fiecare dată, că și noi nici nu mai știm ce să spunem la televizor, vedem nu numai la noi, worldwide. Nu știi cum să mai convingi oamenii. Și de ce? Că ai întrebat mai devreme de ce acest lockdown. Păi vedem cum se înmulțesc cazurile, se dublează de la o săptămână la alta. Ok, vaccin, vaccin, dar tot nu sunt vaccinați suficienți oameni. Bun. Tocmai de asta, stați în casă, înțelegeți că vaccinarea e cumva acum soluția și feriți-vă. Păi înțelegeți, da, dar că... le-ai promis oamenilor, vaccinați-vă că veți reveni la o viață normală. Apoi veneau ceilalți și spun, va trebui să învățăm să trăim cu acest virus, pentru că el nu va dispărea așa de repede cum ne-am fi așteptat, va trebui să învățăm să trăim cu el. Ok, lumea s-a vaccinat. Lumea, mă refer, nu România, care este în continuare sub 50% populație vaccinată. Lumea din vestul Europei a trecut de acele praguri, tocmai și, iarăși, lumea aceea are încredere în autorități. Mi se pare foarte periculos ca în statele acestea în care funcționează ideea de comunitate, ideea de încredere pe care populația o are în reprezentanții lor, să vii cu astfel de mesaje. Ori muriți, ori vă vaccinați. Sau sunteți proști pentru că ieșiți în stradă. Pentru că asta nu va face care decât în stradă, să erodeze Irina, și mai mult sunt încrederea. Sunt convinsă că nu au încredere în autorități. Știm foarte bine că în Portugalia... autoritățile din Portugalia nu au avut nicio putere, așa că au trebuit să aducă un nume popular care să facă populația de acolo să se vaccineze. Deci nu au toți europenii sau toți cetățenii planetei încredere însă în autorități. Statele precum Danemarca, precum Olanda au un nivel foarte mare de încredere în populație. Danemarca e undeva la 90% încredere pe care cetățenii o au în conducătorii lor și atunci ei cu această încredere nu pot jongla. Ori iei niște măsuri prin care tu, da,
impui restricții, însă le explici de ce este necesar. Aduci niște specialiști, niște epidemiologi sau faci acest mesaj pe înțelesul tuturor, astfel încât ei în mod conștient să înțeleagă și să aleagă să stea acasă, pentru că dacă vei impune doar restricții și le vei închide ușa în nas, ei vor ieși pe străzi. Uite că vorbim despre lockdown, despre psihologic, despre ceea ce se întâmplă asupra minții noastre. Hai să mergem la Oana Țogan. Bună din nou! Spune-ne, cumva am atins oare o limită așa psihică? Mai avem puțin și împlinim 2 ani de pandemie, lockdown, COVID-ul ăsta care nu ne lasă deloc în pace. Suntem epuizați psihic? Mai rezistăm? Ai spus mai devreme că ai o avalanșă de pacienți. O, da. De la cei mai mici până la cei mai mari. Vă rog să mă credeți că urmăresc cu mare interes știrile voastre, pentru că, așa cum vă spuneam, o perioadă am fost total deconectată și recomand tuturor să știți că e o metodă foarte bună de autogestionare a emoțiilor proprii, da? O deconectare de la toate canalele media. Personal am avut niște evaluări și o perioadă mai grea de examene și de treceri de praguri psihologice și atunci au trebuit să aplic și eu, iată, că și noi psihologii, noi așa trebuie să aplicăm. În ce privește etichetarea aceasta în vaccinați, nevaccinați, e ca și cum eu, ca și psiholog, nu-mi place deloc și evit. A pune un psihodiagnostic pe un om e ca și cum tu îl identifici poate cu anume patologie și te-ai evitat. A pune cu atât mai mult pe vieții oameni eticheta de vaccinați, nevaccinați și de a adânci această prăpastie nu face decât să crească agresivitatea. Știm bine că în traume, da, avem niște reacții comune ale traumei. Și mă gândesc la reacțiile fizice, la reacțiile mentale, mă gândesc la reacțiile emoționale și comportamentale. Ce vedem în Austria, pe străzi, și ați arătat dumneavoastră aici, nu arată decât reacțiile comportamentale care vin după ce un stres prelungit poate duce la atacuri de panică, poate duce la o reacție generalizată, după cum vedem, mai curând așa aș numi, o reacție de asta generalizată la traumă. Și ce vreau să subliniez, poate că, nu știu, n-aș vrea să fiu răutăcioasă și aici am în vedere pe politicieni. Știm bine că în dragoste și război, ci că-i permis orice, da? Acum și dumnealor și probabil aplică lecția asta, pentru că este, vrem sau nu, e o situație altfel decât am cunoscut-o și nu ne rămâne decât să dezvoltăm acea reziliență, cum spuneam, la așa o situație și mai mult să vedem o terapie centrată pe emoții, pe soluții. Poate că și politicienii și cei întrituiți ar trebui pe soluții, dar există și o traumă vicariantă pe care v-aș traduce-o cumva fără să le găsesc eu acum lor scuză neapărat. Dar să știți că trauma vicariantă este întâlnită la persoanele ce lucrează într-un mod prelungit cu stres și care pe umerii lor apasă o responsabilitate foarte mare. Și aici vedem medicii din ATI ce se întâmplă, cadrele medicale, dar cu tot... Eu am un respect totuși pentru clasa și oamenii politici, pentru că n-aș vrea să-i punem pe toți în aceeași oală. Cu siguranță sunt și oameni de bună credință acolo. Însă chiar și ei, pe termen lung, se pare că dau rateuri. Da? Se pare că ajung la o epuizare emoțională, se pare că ajung la o diminuare a relațiilor interpersonale și vedem cu interiorul, iată ce spuneați, al unui partid, da? Apar așa conflicte. Și pe termen lung lucrurile astea pot scăpa de sub control dacă, așa cum spuneam, nu ne vom centra pe soluții și pe centrarea în a ne duce din nou în casele noastre, poate în noi ca și populație, vorbim cei de dincolo de baricade acum, să ne rezidim cetatea din interiorul nostru și din jurul nostru, pentru că nu știm, vom ieși sau nu vom ieși în stradă. Sărbătorile se fac acolo unde e miezul, acolo unde este emoția frumoasă, acolo unde sunt ai noștri și să ne setăm și pe pozitiv. În asemenea situații, recomandarea mea este
Da, haideți să ne axăm. Așa este, trebuie să căutăm frumosul din orice. Mulțumim tare mult, ne întoarcem. N-avem de ales, credeți-mă. Mulțumim. N-avem de ales, că oricât mi-aș dori să spun că există o cale sigură să ieșim din agonia asta psihică, nu e așa. Pot spune totuși că avem speranță și speranța se poate educa. Speranța face parte din abilitatea unui om pe care și-o dezvoltă la fel ca și personalitatea. Și asta se învață din familie, de la părinți și ce bine ar fi și frumos nu-i așa să ne putem învăța pe copiii noștri să facă față gândind și axându-se pe jumătatea plină a paharului. Mulțumim!